Am revenit, doamnelor și domnilor, și vorbeam despre vremurile presei sub oligarhii români. V-am dat mai devreme exemplu domnului Voiculescu, care spune că jurnaliștii sunt copiii săi, dar îl deranjează întrebările. Ați văzut și astăzi, n-a rezistat decât maxim o jumătate de oră în conferința de presă, după care a tulit-o. În care a vorbit numai el. Da, în fiecare zi se duce la poliție, îl cam deranjează întrebările. Nu sunt obișnuiți oligarhii români cu întrebările, este un adevăr, chiar da, și nu conștientizează, vedem, că totuși conduc niște trusturi de presă și trusturile din presă sunt formate din jurnaliști, că jurnaliștii lucrează în presă, nu oligarhii, oligarhii stăpânesc presa. Și vreau să vă dau exemplu, pentru că o să vedeți uniune în spirit și în gândire între acești oligarhi. Sorin Ovidiu Vântu, ce credea despre jurnaliști Sorin Ovidiu Vântu, mai devreme exemplu domnului Voiculescu? Nu sunteți liber, nene. E vorba de interceptările din 6 martie 2010. Sorin Ovidiu Vântu, vorbim cu șeful redacției. Nu sunteți liber, nene. Vă convine, lucrați. Nu vă convine, plecați. Ce mare. Nu pot să... E un cuvânt care nu poate fi pronunțat. Da, bătrâne, de asta am nevoie de o construcție foarte eficientă. Să răspundă comenzilor economice la care este supusă, nimic altceva. Asta fac. În sfârșit ne-am clarificat. Dar asta trebuie comunicat clar. Care vrei rămâi, care nu vrei pleci. Eu nu vreau să manipulez, nu prostesc pe nimeni, spunea Ovidiu Vântu, Sorin Ovidiu Vântu, un alt pușcăriaș, să prostesc pe nimeni. Eu sunt foarte corect. În general, cu oamenii sunt corect. Ăsta este jocul. N-am nevoie de istericale, n-am nevoie de derapaje. Am nevoie doar de creier. Eu acum lucrez strict cu creierul, nu lucrez cu patimea. Nu o să rămânem, o să rămânem o structură mai mică, dar extrem de bine organizată și extrem de eficientă. Nu acum îmi construiesc o organizație care să răspundă intereselor mele de business. Businessul meu fiind doar media. Deci, practic, răspunde și intereselor ei. Că nu vede drumul să fie sănătoasă. Îl văd eu și pe ăla merg. Eu nu manipulez pe nimeni. Oamenii trebuie să creadă ceea ce este. Este organizația lui Vântu și răspunde la comanda lui Vântu. Dar lasă-mă să fac o precizare, pentru că eu în perioada aceea, mă rog... Ai lucrat cu Sorin Ovidiu. Am lucrat, dar trebuie să precizăm lucruri importante, mă rog. Ți-aduce aminte, anul 2009, alegerile, da. Vântu m-a acuzat asta împreună cu toți ce erau, care erau acolo, că eu sunt băsist, mă exilaseră la Realitatea FM, nu mai am emisiune zilnică, era altă poveste. Uite, spun un lucru, cuvântul, din punctul ăsta de vedere, ca jurnalist vorbind, în perioada 2004 și până în 2010, toamna, până de fapt până în jumătatea anului 2009, înainte de alegerile pentru președinție, odată n-am primit un telefon de la Sorin Ovidiu Vântu să-mi spună ce să fac sau ce să nu fac. O singură dată mi-a zis la un moment dat la telefon, aveam o emisiune despre casa lui Ion Iliescu, uite, o mărturisire în premieră, aia luată în primăverii și îi luase un etaj și a ghiotantului de la SPP. Și mi-a zis, domne, zice, n-aș vrea să-l omorâm pe bietul Ion Iliescu, domne, e o chestiune de genul ăsta, așa îmi doresc, dacă poți. I-a zis Sorin Ovidiu Vântu, asta este situația, mă rog, dar zic, ținta nu era Iliescu, că despre casa aia se știa foarte, de foarte multă vreme. Dar n-a dat atenție, da. Omul pe care îl suna Vântu de făcea conferințe cu el de dimineața până seara era Sergiu Toader, care era șeful de proiect la Realitatea TV. Pe mine ca realizator, vorbesc de mine acum, da? Da? Pe mine ca realizator, și o spun întotdeauna și am declarat-o și o știu toți cei care, cu care am dialogat despre acea perioadă, nu m-a sunat Vântu vreodată să-mi spună pune mâna, omoară-l păcutare, dă-l păcutare. Nu intervenea în emisiuni. Eu n-am văzut cum am văzut la Voiculescu. A intrat la Oana Stancu. Vorbesc de mine acum, în povestea asta. Da, nu l-am văzut, nu m-a sunat vreodată să zică vreau să intre în emisiune să fac așa. Întăriți-vă instituțiile, este slabă și un profit. Vântu a intrat și el, a început să intre cu picioarele, cu bocanci în tot proiectul Realitatea TV și sper că vă aduceți aminte, în momentul în care a intrat în conflict cu Traian Băsescu și în momentul în pentru că și-a intrat cu un conflict cu Traian Băsescu pentru că s-apropiau niște scadențe în justiție. Și din momentul ăla s-a terminat. Exact ca Voiculescu, da, care, și Vântu a spus la vremea respectivă, ce ți-aminte că e vorba de Băsescu, în bătălia cu el.
Da, domne, n-a spus că nu-i suna Sorina, nu mă înțelegi? Da, eu spun că păi asta intervine. Ce nu înțelegi? Și eu vorbesc de mine. Eram eu în creierul ursul care era atunci la realitatea? N-am spus. Eram eu în creierul tu... Anei Stancu care era atunci pe la realitatea? Da, păi ea, probabil că pe ei suna vântul și le spunea ce să facă. Da, poate intervenea și în emisiune. Eu vorbesc de mine. Am înțeles. Dar povestea asta. Am bun, înțeles, nu, ca să ne înțelegem. Foarte bine. Păi nu e vorba de violență. Eu spun cum l-am întâlnit eu, cum am interacționat eu cu acest om. S-a schimbat complet relația, și asta voiam să spun și eu, o dezvăluire dacă vrei, din momentul în care Vântul ne-a anunțat într-o ședință de bord editorial mai restrânsă, așa, a zis, domne, azimutul din acest moment sunt Boc, Băsescu, Udrea. Și am zis, azimut, ce înseamnă? Și a zis ceva de genul ăsta, comanda editorială este la mine, cine nu trage, nu pune tunurile în momentul de față pe Boc, Băsescu și pe Udrea, în condițiile acestea nu mai are ce să lucreze aici. Vă gândiți, îmi spuneți care cum rămâne. Și am zis, cum adică să punem tunurile? Adică să-i omorâm indiferent ce s-ar întâmpla, deci trebuia făcut un măcel media de tip Antena 3. Am zis, nu mulțumesc, în vara anului 2010 am plecat într-un studiu realitatea și de atunci lucrez la Onor această televiziune. Asta cu mentalitatea asta este organizația mea și răspunde la comenziile mele. Da, dar atenție, mele. Sunt băieți înțelegi? Cu drăguți și așa mai departe, până când, iată, sărise justiția pe Vântu, da? Și probabil Vântu a țipat, Băsescu, salvează-mă, Băsescu, fi zis, domnule, justiție e justiție, da? Până în acel moment, n-a spune că realitatea a fost ostilă lui Traian Băsescu, ba din contră, dacă ne gândim, inclusiv în perioada de dinainte de 2004, da? Așa? În campania, dacă vrei, pentru 2004, vorbesc. După care, chiar parcursul anilor, vă aduceți aminte, în bătălia dintre Băsescu și Tăriceanu, mulți jurnaliști din Trust, inclusiv subsemnatul, eram, hai să spunem, de partea lui Băsescu, deși e bizar spus. Da. Antinostate. Nu, asta atunci, dar vorbesc de perioada de conflict al lui Tăriceanu cu Băsescu. Da? Vă aduceți aminte și de această poveste, că a fost aia cu papionul, europeanul cu papion. Da. Așa că oamenii aceștia o iau razna în momentul în care constată că, deși au conexiuni în lumea politică, deși au trusturi de presă puternice, deși au tot ce vor ei, într-o zi să trezesc un procuror care zice ești urmărit penal și cu un judecător care e de 5 ani în primă instanță. Și în momentul ăla o iau razna. Și bagă razna, bagă în vrie și trusturile de presă, distrug organizații media, încep să dea comenzi către jurnaliști, fac toate aceste lucruri. Ăștia sunt oligarhii, dacă vrei. L-am văzut pe Vântu, da? Îl vedem pe Voiculescu, probabil în 2-3 ani de zile, dacă o ține așa, îl vedem pe Ghiță, da? Și câți ori mai fi sau ce mogul s-or mai naște după ce se termină cu ăștia. Chiar dacă știți, ei nu se suferă, ei nu se înghit. Adică Voiculescu păi nu se înghite cu Ghiță. Ghiță nu înghite pe Voiculescu. Nu, dar Ghiță l-a făcut pe Vântu. Înghit toți de la stat. Înghit toți de la stat. Contracte vor uni. Împotriva justiției se unesc și împotriva oamenilor. Că de trebuie să vorbim despre oameni. Unul a luat petrolul, altul a luat agricultura, altul a luat IT-ul, altul a luat... Așa sunt băieții ăștia. Fiecare și-a împărțit. Interviu Kamikaze 2010. Gândirea lui Sebastian Ghiță. Că și Ghiță e tot mongul, că oligar. Toată lumea ne întreabă, bă, de ce vă băgați voi în politică? Dar dacă concurentul meu ajunge ministru și se apucă să facă afaceri în locul meu, ce să fac? Să stau să mă uit cum ăla îmi fură viața? Așa că mă apuc de politică. Îl stric, îl dau jos, fac articole despre el, fac orice numai să supraviețuiesc. Lucrurile sunt simple, cât timp politicienii se bagă în afaceri, ne băgăm și noi în politică. Asta este gândirea domnului Ghiță. Mă, să știi că aici are un pic de dreptate. Aici are un pic de dreptate. Aici are un pic, păi toți șmecherii... Este la fel ce a făcut Vântul și Voiculescu. Dar toți șmecherii ăștia din politică, mă rog, care vor să fie și politicieni, dar vor să fie și băgați în afaceri, dar vor să controleze și o grămadă de altfel de chestii, nu e în regulă. Și asta prin interpuși, prin nu știu ce. Asta a făcut Ghiță și a luat imunitate. Bun, deci dar eu spun... Este nu un, e în regulă ca oamenii politici să facă afaceri, mai ales exact. Că toate sunt pe statul. Banii statului. Exact. Păi dacă nu le face domnul Ghiță, dar asta nu justifică ca un afacerist să devină un politic ca să facă la fel. Exact. Și asta fac articole despre el, fac orice numai să supraviețe. Asta se gândește domnul Ghiță despre organizațiile media, da? Hai să nu fim, că ne mai știe lumea, hai să nu fim ipocriți. Păi știm nu. Bine că așa stau lucrurile. Da, exact. Așa stau lucrurile. 80, am fost în Iași, 80% dintre afacerile din Iași. 80% din afacerile din Iași. Suntem liberi, nene. Știți? 80% din afacerile din Iași sunt făcute cu stat. 80%. M-au 2-3 amărâte de investiții americane, în rest nu mai au nimic.
în Dita Mai Oraș Universitar. Am văzut localități, și știți bine, sunt localități în România cu 10.000 de locuitori și cu 6 televiziuni. La ce le folosesc televiziunile respective? Că nu se pune problema exact nici de rating și nici de nimic altceva. Sunt pur și simplu în lupta internă, în lupta pe business, în lupta pe politică, această încrengătură. Mă întreb, dacă am venit din Alaska acum și am auzit ce a auzit la dumneavoastră în emisiune, ce ai putea gândi? Unde ar mai fi șansa? Ți-ai aduce copiii să înveți aici? Ți-ai investi bani într-o astfel de țară? Nu. Haideți să tragem concluziile, că mai avem foarte puțin până să termine emisiunea. Avem o uniune în gândire, în spirit și în gândire, ca să spun așa, oligarhilor. S-a întâmplat în 2009, a picat Sorin Ovidiu Vântu, în 2010 a picat Sorin Ovidiu Vântu, mă rog, tot pe șantaj, după aceea Morișca justiției l-a măcinat, intră, iese din pușcărie, se află în pușcărie, de unde a venit acolo, s-a întors domnul Vântu. Domnul Voiculescu pare să intre în această morișcă, nu cred că și-a imaginat niciodată un om atât de puternic și mult mai discret decât ceilalți, că va intra și va ajunge în fiecare zi la poliție. Ce urmează, vă întreb, Robert Turcescu? Adică, crezi că o să... Ce urmează nu-mi place. Eu cred că avem însă aici un șablon, dacă vrei, cu care operează acești băieți. Banii statului, în primul rând, foarte importanți. Da? Da. Doi, conexiuni puternice, ba chiar înființarea sau stipendierea unor partide politice în stare să le servească intereselor lor. Trei, oameni pe care îi așează în poziții cheie, în aparatul de stat, care le servesc de asemenea, contracte preferențiale, licitații trucate și așa mai departe. Patru, sau organizații de media, care le sunt obediente în momentele în care ei vor să dărâme pe cineva, vor sau vor din contră să laude pe cineva. Da? Și în felul acesta avem un stat captiv de ani de zile, de un prins de acești oligarhi. Ei sunt ăștia la vedere, care au și trusturi puternice de presă, mai ales la nivel național. Mai avem oligarhii de plan 2 din plan local. Da? Acei combinația baron local cu trusturi de presă, cu oameni de afaceri în zonă și așa mai departe. Deci toată România este feudalizată în momentul de față. Noi avem niște feudali care stăpânesc fie la nivel național, fie în diferite porțiuni, bucăți din România. Pe băieții ăștia îi leagă însă un singur lucru, dacă vrei, foarte important. Banii statului. De acolo s-au născut, acolo vor să se adapte în continuare. Ăștia nici măcar, uitați-vă la Voiculescu, un om care a ajuns să facă sute de milioane de euro, probabil. Da? Sute de milioane în aceste afaceri. Și tot vrea în continuare să rămână conectat la ceea ce înseamnă banii statului. Ăștia nu sunt în stare, dacă mâine i-ai tras din priză de la stat, exact, de la priza statului, ăștia să prăbușesc și arată ce sunt de fapt, așa cum s-a întâmplat și cu patriciul marele afacerist, și cu Vântul, niște afacerici de carton. Vom mai respira, adică după încep să pice oligarhii. Da, mai pica. Foarte bine, justiția funcționează din ce în ce mai bine, sper să funcționeze și sper să nu ajungem la acel moment din sfârșitul acestui an. Vă aduceți aminte, ponta scapă cine poate, fiindcă într-adevăr când câștigă PSD-ul s-a încheiat. Dar aș vrea să spun un lucru, de ce este important să înțeleagă lumea când spui că fac contracte pe banii statului sau preferențiale sau fără competiție corectă, înseamnă că acel contract are un preț mai mare decât prețul normal de piață. Banii, diferența de bani la prețul mai mare, fiind și corupție la mijloc, exact, vine din banii publici. Din ca banii atare, oamenii sunt săraci, ar avea mai multe școli, drumuri, grădinițe și tot ce le mai trebuie, pensii și așa mai departe. Deci asta e legătura. Chiar dacă ei nu sunt implicați în acte infracționale, oamenii, electoratul, sărăcește din cauza acestor oligarhi. Păi nu, autostrăzi de 20 de ani. Da. Nu, dar să înțeleagă că o să zic că nu, ce mă interesează pe mine, că ia contract pe banii statului. Ba da, contractul are preț mai mare. Este un stat confiscat atâta vreme cât practic, într-adevăr, între ceea ce se vede și sărăcia fiecăruia există o legătură directă. Să mai explicăm. Dar lucrurile pot practic să se generalizeze și în acest an se întâmplă sau nu se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Ori din punctul ăsta de vedere, eu îi tot rog pe români să fie atenți. Nu îi rog să mă voteze pe mine sau să voteze pe mine. Să fie atenți.